Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție Administrația la zi. Sunt Simona Pomazan, gazda noastră în fiecare miercuri, iar invitatul meu de astăzi este domnul Tudor Pendiuc, primarul municipiului Pitești. Bună ziua, domnule primar, vă mulțumim pentru prezența în emisiune. Sănă, doamnă, bună ziua, stimați telespectatori, mulțumesc pentru invitație. Domnule primar, mai sunt doar două zile până, de fapt, astăzi a trecut, mâine și poi mâine se deschide Sinfonia Lalelelor, manifestarea simbol a orașului nostru, manifestarea de tradiție a 37-a ediție. Anul acesta vine cu mai multe surprize, în fiecare an au fost surprize pentru piteșteni, anul acesta altele, în plus. Cum v-ați pregătit? Cum sunt pregătile întoi? Am văzut că peste tot se fac ultimele Avem o singură necunoscută, e adevărat foarte mare, și anume starea vremii. Starea vremii. De ea depinde, de această stare a vremii depinde și modul de desfășoare al deschiderii și, de ce nu, depinde și depinde starea noastră în general, fiindcă vă dați seama, cu o stare a vremii destul de neprielnică, cu ploaie, cu vânt, hai să spunem, temperatura scăzută, poate n-ar fi chiar așa o problemă, dar e vorba și de comercianții care au venit, e vorba și de starea noastră în general. Dar sper ca Bunul Dumnezeu să ne ajute, cum a făcut-o de fiecare dată, și la deschidere să avem vreme frumoasă, ci și pe parcursul celor trei zile să fie la fel. A 37-a ediție are câteva noutăți, cum bine spunea și dumneavoastră, dar după părerea mea ea se deosebește față de celelalte ediții, fiindcă am realizat oarecum plantările în toamnă cu mai multă știință, să spunem. Fiindcă, mai exact? Da. Plantările în spațiul public le-am realizat altfel decât anii anteriori. Au fost gândite și straturile de lalele într-un anume mod. Veți vedea și pe strada mare și în general acolo unde sunt plantate. Chiar în fața primăriei veți vedea, atât doar că n-au florit cele albastre. Roșu, galben și albastru este steagul nostru. Iar în pepinera noastră deja avem peste 60.000 de bulbili pentru producerea bulbilor de lalea. Anul viitor poate nu, dar anul celălalt o să avem peste 100.000 din pepinera noastră, deci lalele noastre, lalele soiuri pure și pure soiuri de calitate. Din punctul de vedere al manifestării, eu invit pe piteșteni și pe nepiteșteni să vină, fiindcă vor avea foarte multe, foarte multe de văzut și, de ce nu, poate și de cumpărat. Avem deschiderea la orele 10:30, între 10:30 vineri, este primirea oaspeților noștri și, fiindcă suntem la oaspeți, vă pot spune că este o participare, o confirmare a participării fără precedent. Adică avem 10 ambasade cu 9 ambasadori. Avem 2 viceprim-miniștri acum, înainte de a intra în emisiune, nici n-am apucat să spun la cabinet cine m-a sunat. A confirmat domnul Oprea, sigur, și domnul Dragnea, sigur, da? Și cu siguranță mai vin și alți miniștri. S-ar putea să mai avem și o surpriză extrem de plăcută, dar nu vreau să fac un comentariu, fiindcă nu am certitudine. Avem din 6 orașe, într-o anumită relație cu noi, delegații. Sigur, cu prietenii noștri din Cracova sunt nelipsiți din Serbia. Deci deschiderea și plus parlamentarii, noi am invitat toți parlamentarii de Argeș și l-am invitat și președintele României. Am invitat... Nu va da însă un răspuns. Nu. Am invitat și președinții celor două camere, Senat și deputaților, repet, parlamentarii de Argeș și sigur instituții și cine dorește poate să vină. Deschiderea, plecarea Paradei Florilor va fi la 10:30. În deschidere va fi un car alegoric foarte frumos și, de fapt, două. Al doilea este o compoziție, dar primul este foarte frumos, după care, sigur, urmează de bunăvoie reprezentat din școli, din toate școlile, din toate unitățile preșcolare și preuniversitare din Pitești. La ora 12, în jur de 12, probabil că va fi deschiderea Sinfoniei Lalelelor. Acesta este, să spunem, programul primei părți a zilei. Iar la ora 14, în piața Vasile Milea, începe un program artistic de folclor cu formații artistice din Pitești, din județ,
cu nume bine cunoscute, Cristina Turcu Preda, care vreau să-i mulțumesc pentru prezență, și alte nume mari ale muncii noastre populare, autohtoni. La orele două, după încheierea, pe la orele 22-23, începe fântâna muzicală să cânte, îi dăm drumul. Iar a doua zi, sâmbătă, eu oficiez cu Nici Vile în incita Sinfoniei Lalelor. Am mai făcut-o de câteva ori. Iar seara, la orele 18, nu, la orele 21, avem un spectacol de muzică tânără cu Andreea Bălan, cu Boschito, și Mateo, da, iar în deschidere, iarăși o noutate, formația Nistor de la Rucăr dorește să cânte, sigur, fără probleme, așa, foc de artificii. O să continuăm discuția pe aceste manifestări. Ce surprize îi așteaptă, iată, pe piteșteni, pe cei care vor veni la Sinfonia Lalelor, nu numai piteșteni, vor veni și din țară, știu că de fiecare dată vin din toate colțurile țării, sunt vizitatori, ați vorbit de invitați, de oaspeți. O să vă rog totuși să stăm de vorbă cu un prim telespectator. Bună ziua, vă ascultăm. Din păcate s-a întrerupt. Vă așteptăm să reveniți cu telefonul. Spuneați de invitați, domnul Victor Ponta, premierul României, va veni, știu că mâine va veni în Pitești. Da. Vom avea oaspeți și de altă natură. Avem mai mulți președinți de Consiliul Județene, vecini ai noștri, dar și mai de departe. Îmi face plăcere să anunț pe domnul Stănescu, președinte de Consiliul Județean Olt, primari din municipii, din localități vecine nouă. Eu i-am invitat pe toți și îmi face mare plăcere, deci vor fi prezenți aici. Despre domnul Victor Ponta, primul ministru al Guvernului României. Dumnealui vine mâine seară la Teatrul Alexandru Davila de la orele 17. Are loc lansarea candidatului nostru al PSD-ului și alianții noastre PSD-UNPR-PC la președinția Consiliului Județean prin persoana domnului Florin Tecău, actualul președinte interimar. La orele 17. Dumnealui va veni mai devreme, domnul Victor Ponta, împreună cu domnul Costoiu, cu domnul Băniceu, am înțeles. Sunt mai mulți miniștri așteptați. Mai mulți miniștri, doamna Ecaterina Andronescu, doamna Viorica Dăncilă, europarlamentar, și alte personalități care vor veni cu dumnealui, parlamentar de Argeș. Iar dumnealui va trebui să plece în jurul orelor 19, fiindcă la 20 are avion, pleacă din țară. Deci, acesta practic, vineri nu va fi, dar va fi mâine și oricum va vedea... Deci, mâine va parcurge, sperăm, vremea iarăși spun să fie bună, va parcurge drumul de la prefectură la teatru, îl va parcurge pe picioare, va vedea ce aranjamente avem, iar seara a dorit dumnealui, chiar m-a surprins în mod plăcut, că vrea să viziteze standurile care sunt amenajate, așa cum vor fi ele până în momentul respectiv amenajate la Casa Cărții. Avem peste 80 de standuri, iar este și asta un record. Un număr mare de participanți. Stăm de vorbă cu telespectatorul nostru. Bună ziua! Să rămân la dumneavoastră. Bună ziua! Bună ziua! Nitratul, mă numesc. În bloc cu stică 1, scara Elena, apartament 18, din Războieni. Da. Am izolat placa deasupra astă toamnă, două familii, noi doi, un coleg, un vecin care e șofer pe autobuz local, Iordache Daniel se numește, și am plătit câte 6,5 milioane amândoi de fiecare. Și... Câțiva vecini, două familii, încă n-a dat absolut deloc niciun ban și a căzut câte 2.200.000 lei, adică, ca să înțelegem, de familie. Și noi am rămas cu banii dați, alta a dat 500, 1 milion, 1.500.000, că n-are, că nu știu ce, că așa și pe dâncolo. Și cred că e păcat și de noi, ca să vedem mai doi oameni. Da. Dacă puteți să ne ajutați și pe noi. Dar ce se întâmplă? Din păcate, eu nu vă pot ajuta și noi, administrația, decât cu sfatul, sigur, și cu o consultație, și anume. Da. Părțile comune ale blocurilor de locuit sunt în coproprietatea noastră. Deci o parte, cât o fi ea, din acoperiș este și proprietatea dumneavoastră și a celorlalți. Deci numai dumneavoastră trebuie să contribuiți, trebuie să contribuie toată scara blocului, pe scara pe care dumneavoastră locuiți. Da. Este lege în sensul ăsta.
Așa încât administratorul dumneavoastră trebuie să ia legătura cu toți, să facă un calcul și să distribuie cota parte care le revine fiecăruia dintre, care vine fiecăruia dintre locuitorii ocupații apartamentelor de pe scara respectivă. Fiindcă, dacă dumneavoastră, imediat, dacă dumneavoastră pe scară vi se întâmplă o avarie la subsol, nu numai cel care stă la parte trebuie să participe. Trebuie să participați toți, cu o cotă parte, în funcție de suprafața locativă apartamentului dumneavoastră. Deci luați legătura cu administratorul. Dacă are ceva probleme, să vină la primărie, să o caute pe doamna Rina Voață, de la serviciul care se ocupă de asociație de proprietari. Am înțeles, domnul primar, și la fel când s-a înlocuit conductele de instalație sanitară, apă, căldură, nu știu ce, la subsol, am participat și am colaborat toți, absolut, când s-a înlocuit conductele. La fel trebuie și acum, la fel trebuie și acum, să știți. Așa le-am spus, dar dacă n-au ce să facă, nu, că n-are altul, că are și că... Domnul, stați, deci, domnule, dacă n-are, eșalonează. Dă luna asta o parte, luna viitoare o parte, dar banii trebuie să-i dea, să știți. Domnul primar, eu am dat 6 milioane jumate la dotat pe Ministru pe Iordache Daniel, fiecare. Vă cred. Da. Domnul primar, deci să merg la puternicii la domnul Iovanel, să-i spun. Exact. Da. Bine, mulțumesc mult de tot, sănătate multă. Mulțumim pentru intervenția noastră. Vorbeam despre Sinfonia Lelelor și dumneavoastră aveați așa temeri în ceea ce privește starea vremii. Să sperăm că vremea va fi frumoasă, totuși, în ciuda prognozei date de meteorologi, pentru că, nu știu, e manifestarea noastră de suflet, o manifestare cunoscută nu numai în țară, și peste hotare, și mă gândesc că de fiecare dată, în fiecare an, am avut parte de o vreme frumoasă. Da. Mai avem câteva noutăți. Tocmai vorbeam despre ele. Faptul că în acest an va avea noaptea albă a Sinfoniei. Ce înseamnă această lucru? Asta înseamnă că Sinfonia noastră va putea fi vizitată și vineri noaptea, de la orele 23 până la 6 dimineața, fără plată. Și am vorbit cu Consiliul Județean, cu domnul Florin Tecău, președintele interimar, căruia vreau să-i mulțumesc foarte mult pentru deschiderea totală pe care a avut-o, astfel încât și muzeele din Pitești să fie deschise, să poată fi vizitate noaptea respectivă, tot fără plată. Este o noutate. Credem noi că piteștenii și, în general, oamenii merită din când în când o asemenea surpriză plăcută. Și vorbeați dumneavoastră de o participare numeroasă, iată 80 de standuri la Casa Cărții, dar și pe platoul deci din Piața Mina. Peste 180 de agenții economici care vor vinde arbori, arbuști, flori, semințe, bulbi, tot inventarul care ține de amenajarea grădinilor, a parcurilor, vase pentru flori. Deci tot ceea ce e necesar pentru a-ți amenaja, practic, o grădină. O grădină în casă, să-ți amenajezi, eu știu ce, un colț, așa, parcuri, deci tot ce ține de treaba asta. E greu să vă spun eu, să le enumerăm pe toate, dar totul se va putea găsi în Piața Vasile Mirea și spre și de la molul ăsta care s-a construit în fața Casei Armatei spre primărie. De asemenea, vom avea și meșteșugari de-ai noștri, artizanat de la, tot așa, de la molul din centru spre primărie, cu pregătire de autohtoni, iar în piața primăriei vom avea produse din carne, grătare. Tocmai pentru că vi s-au alăturat la această manifestare sponsor, nu o să le dăm numele, dar ca în fiecare an dumneavoastră ați încercat, eu știu, să atrageți cât mai mulți pentru ca să le ofere oamenilor posibilitatea să, pe lângă frumusețea oferită de flori, să aibă și, eu știu, și ceva util să-și cumpere pentru casă. Am înțeles că vin mai multe firme, vor fi concursuri sportive. Da, vor fi concursuri pentru produse de alimentație publică. Dar un lucru foarte important și pe care ni l-a făcut cunoscut astăzi ca o surpriză, reprezentantul firmei respective, deci este lansată o promoție de telefonie mobilă, că vreau să nu spun nu dăm nume, firma, dar... de telefonie mobilă, special pentru Sinfonia Lelelor. O treabă foarte frumoasă. Lângă noi, sigur, este și brandul nostru național aici, de la Mioveni, Dacia noastră, că, da, ne-a pus la dispoziție și autoturisme, mașini de
teren Duster, dar și... Pentru a-i plimba și pe oaspeți, pentru deci a este facilita... O chestie, pentru a ne sprijini la transport, exact. Dar și pentru a-și face o oarecare reclamă. Mai ales că Dusterul este văzut în toată Europa și este un brand, credem noi, multinațional, nu numai național. Vor fi concursuri sportive, așa cum spuneam, crossul Sinfoniei la Lelelor, mai multe, Cupa Sinfoniei la Handball, Cupa Sinfoniei la Șah. Da, la... vreau să vă spun și dumneavoastră și telespectatorilor că... Rețineți ideea, vă rog, din suflet și haideți să mai stăm de vorbă cu un telespectator, da. Să nu lăsăm prea mult pe fir. Bună ziua, vă ascultăm. Sărut mâna. Bună ziua. Sărut mâna. Domnului primar, Tudor Pendiuc. Vă rog. Aș vrea să-i atestez o întrebare. Numele meu este Alexandru Chisătoare. Cred că mă știe. Sunt de la CRRPH, persoană cu dizabilități comunate din județul Argeș. Domnul primar, se mai ține audiență joi la dumneavoastră, în primul rând? Mâine dimineață nu, fiindcă avem probleme generate de Sinfonia Lalelor. Joia cealaltă, de la ora 7. Vineri vă pot găsi la primărie, nu? Păi, gândiți-vă că ce avem noi Sinfonia Lalelor, da? Deci săptămâna asta, sigur că dacă sunt probleme deosebite, eu stau de vorbă cu oamenii, dar avem serviciile noastre care sunt ocupă de treaba asta, dar eu sunt mai greu de prins. Iertați-mă că vă întrerup, ați primit persoane cu dizabilități în audiență și vreau să vă felicit pe calea asta. Nu, avem o problemă personală. Deci atunci vă aștept să până... Domnul Alexandru, vă aștept săptămâna cealaltă, da? Bine. Bun. Domnul director, primar, vreau doar atâta, să vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut pentru noi. Că am înțeles că totuși aveți un punct de vedere pentru persoane cu dizabilitate. Da, da, sigur, sigur, da. Așa, și în al doilea rând, domnul Cornel Olteanu, că tot am intrat la Antena 1, pentru că Antena 1 vede tot și spune tot, domnul Cornel Olteanu, care întotdeauna este, a fost și va fi pentru noi, domnul director de la... Da, știu, știu, și n-ați răștit. Și domnul Fărăin Bena, vă doresc o săptămână de florii, pline de înflorii și de împliniri, că știu că dumneavoastră ați făcut și faceți, și veți fi nu neapărat să simponie la leu, dar floriile o să vă aduc în familia dumneavoastră multe realizări. Mulțumesc. Și sper că noi, persoane cu dizabilități, să vă alăturăm și să ne alăturăm în față de dumneavoastră, pentru că sunteți omul care puneți punctul pe ei. Și vă mulțumim că sunteți alături de noi și că ați fost mereu alături de noi. Bine, domnule Alexandru, mulțumesc. Atât domnul primar, cât și domnul Cornel Olteanu și domnul Florin Bine, și domnul sănătate. Filosia care mi-a dat. Bine, sănătate. Și noi. Bună și duminică plăcută și la fel și dumneavoastră. Și dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumim și noi pentru intervenția noastră, să aveți și noastră o duminică de florii la fel de frumoasă, așa cum ne-ați dorit-o și nouă. Vreați să adăugați ceva? Da, asta doream să spun, că ceea ce, de fapt, se repetă, este o sinfonie în care noi am dorit mai mult ca altă dată să venim, de fapt, sunt spunea de fiecare dată venim cu noutăți, să avem antrenate cât mai multe forțe și cât mai mulți producătorii, nu numai încercește florile, dar și produsele astea din artizanat. Iată, și unitățile de învățământ sunt alături de noastră ca de fiecare dată. Ați zis că de bună voie vor veni copiii, va fi aceeași paradă frumoasă. În urmă cu o oră și ceva m-a sunat domnul primar de Bârla, că vrea să vină cu călușarii și ar vrea să evolueze în spectacolul de la ora 14, spectacolul de folclor de vineri. I-am spus, veniți și în Parada Florilor și la, nu știu, programul de folclor, cu cea mai mare plăcere, e binevenit. Mai stăm de vorbă cu un telespectator. Bună ziua, vă ascultăm. Alo. Da, bună ziua. Bună ziua. Spuneți, bună ziua. Ce problemă? Locuiesc în cartierul Craiovei, în blocul 28. Văd că domnul primar a organizat în fiecare an Sinfonia Lalelelor. Am ascultat că se găsesc obiecte pentru amenajarea parcurilor, spațiilor, nu știu ce. Noi ne străduim să întreținem spațiu verde. În blocul 28 este un bloc la stradă. Avem totdeauna probleme cu deținătorii de câini de casă. S-a ajuns și la scandal. Eu am adus aminte acest aspect domnului primar de nenumărate ori. Am sugerat ideea să le facă un parc, un cuțodrom. Dânsul a spus că se va amenaja acest parc. Totdeauna avem discuții cu proprietarii care dețin câini de casă. Ce se poate rezolva când se doamnă, poate salva pentru noi? Doamnă, vă spun eu. Da. 0248984 este un telefon, telefonul cetățeanului. Dumneavoastră când îi vedeți acolo în față,
Sunați la acest număr de telefon, deci 0248 este prefixul județului, 9984. Și ce se rezolvă, domnule primar, cu doamnă, asta? Poliția se deplasează, că de are mașini, se deplasează la fața locului. Domnule primar, poliția stă în parcare la complexul din Craiovei, poliția locală, cu mașina sub pome acolo și nu-i vede nimeni. Toată noaptea scandaluri la blocuri, la blocurile astea. Mizerie la bănci, sticle cu băutură, semințe, cete de oameni care nu lasă proprietarii să doarmă până la 2-3 noaptea. Deci ajungem la disperare. Doamnă... Prima problemă, câinii de companie, a doua găștile. Da, doamnă, deci doamnă, nu știu, s-a întrerupt legătura. Deci, nu s-a întrerupt, eu vreau perfect cu dumneavoastră. Deci doamnă, deci dați telefon acolo. Eu am avut o discuție la telefonul respectiv, doamnă. Este dispeceratul, în timpul programului este la noi la primărie, după program e la dispeceratul poliției locale. Ei de vreo câteva, de două sau trei săptămâni de zile am purtat altfel discuții cu ei referitor la câinii cu stăpân. Așa. Fiindcă știți noastră ce fac, și mizerii și altele, pentru păi, asta. Și chiar... Dacă copiii noștri nu pot să intre în spațiu verde, că e numai mizerie de câini, doamnă, vă deci... dați seama că noi întreținem aceste spații. Da. Avem discuții, s-a ajuns și la insulte, până și la bătaie. Au sărit să bată proprietarii deci, care doamnă, le-au făcut observații să nu se mai prime pe spațiu verde. Eu am să atrag atenția încă o dată, acum după emisiune poliției, pentru acest mod de lucru, dar dacă vedeți... Da, spun mai puțin, dar dacă vedeți că ați sunat și nu au intervenit, sunați a doua zi în timpul programului și spuneți, domnule, mergeți la domnul primar și spuneți-i, mă rog, ce ziceți dumneavoastră, că de acolo, de la noi, la dispecerat, vin și îmi spun și iau atunci măsuri cu ei, cu cei de la poliție, că n-au intervenit. Am înțeles, vă mulțumesc. Mulțumim și noi pentru intervenție. Domnule primar, dacă mai avem ceva, aveți ceva de adăugat pe sinfonie, oricum, piteștenii sunt invitați la această manifestare de suflet, de tradiția noastră. Piteștiul devine capitala florilor, iată, pentru 3 zile. Aveți multe surprize pentru piteșteni. Sunt pregătite spectacole artistice de muzică ușoară, de muzică populară, foc de artificii, spectacole, va fi și fântâna muzicală. Deci fântâna muzicală deja este pornită. E pornită, spune, făcută, acum ea merge în regim de zi și va fi pornită și va evolua sigur de aici încolo în fiecare sâmbătă și duminică, după programul care îl generează lumina de afară. Acum o să fie de la 21 la 22. Am înțeles. Îi așteptați pe piteșteni să vină cu mic, cu mare, vineri la deschidere, apoi să viziteze sinfonia, să-și achiziționeze pentru casele dumnealor frumoasele flori, iarăși uneltele pentru a-și amenaja o grădină, tot ceea ce le trebuie? Da, și noi mai avem o acțiune la care tare mult aș fi vrut să particip, și anume echipa noastră de baschet participă în Final Four, deci în turneul final al Cupei României la baschet, la Ploiești. Ploieștenii n-au vrut să ne dea nouă această competiție, fiindcă vă dați seama ce frumos era dimineața sinfonie, după amiază la sala sporturilor. Oricum va fi un spectacol frumos, pentru că echipa este pe val. Noastră, ce așteptări aveți? Sigur, eu nu știu, să văd acum, poate îmi fac timp și plec la Ploiești după ei. Mi-e drag rău de tot baschetul. Sper să câștigăm primul meci cu CSU Oradea și în finala să fie cu CSU, cu ASE Soft Ploiești, și să-i batem la ea acasă, că ei n-au vrut să ne lase nouă această organizare, fiind sinfonia la lor. Deci, vineri și sâmbătă, la Ploiești avem turneul final al Cupa României. Așadar, să ținem pumnii strânși. Le doresc succes, le-am transmis și astăzi. Sper să fie bine. Mai stăm de vorbă cu un ultim telespectator, mai avem foarte puțin timp la dispoziție, 4 minute. Bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua, doamnă. Elena din Pitești mă numesc. O întrebare pentru domnul Penduc, dacă... Da. Sigur. Așa, am o fetiță care a învățat la învață la economic, face naveta din Războieni. Avem abonament pe Războieni. Dar întâmplarea a fost ca vineri ea să ia un autobuz de 2 și a venit spre Bascov, că noi stăm spre Bascov. Și acolo un domn controlor a prins-o, bineînțeles, a dus-o la capăt de linie pentru o stație. Trebuia să coboare la Rolax și a coborât la Real.
deci la capăt, acolo i-a dat pentru o stație, i-a dat amendă 20 de lei. Copilul meu avea abonamentul pe 13. Și mai erau alți țigani care erau acolo în autobuz și domnul controlor a zis că domnul Penduc a spus ca, ca toți țiganii să meargă pe autobuz fără bilet, fără nimic. Oare de ce, domnul Penduc? Doamnă, asta este o minciună sfruntată, doamnă. Asta este o prostie. Cum să spun eu inepția asta, doamnă? Dumneavoastră chiar credeți? Domnul chiar Penduc, credeți o minciună de asta? La dumneavoastră, la primărie, dacă doriți. Doamnă, eu sunt, doamnă, eu sunt convins că ce spuneați dumneavoastră este adevărat. Dar nu e adevărat ce a spus acel, nici nu știu cum să-l calific, acel nenorocit de, de controlor. Cum să spun eu că țiganii, doamnă, țigarul trebuie să plătească, doamnă. Corect, cum și eu, că sunt șomeră. Sigur. Și iau abonament și, copilului. Doamnă, dar încă ceva, doamnă, nu este normal pentru o stație, doamnă, având abonament copilul, nu era normal, doamnă, chiar dacă depășea o stație. Care era problema? E a doua oară care i-a făcut acest lucru și chiar ar vrea să luați În ce stație, doamnă, ce stație era, doamnă, ce stație era? Deci, la Rolast. La Rolast. Și cum o cheam pe fata? Iubitul Alexandra Mădălina. Da, doamnă, înțeles. Am amenda, dacă e, domnul Penduc, vă arăt că am păstrat și acum amenda ca să vedeți despre ce a fost vorba. Doamnă, lăsați dumneavoastră, că pe mine mă revoltă lucrurile astea. Lăsați dumneavoastră în regie telefonul sau dați-mi direct, nu-i problemă, așa și o să vă contactăm noi, fiindcă nu este, nu este normal, nu e corect. Nu pune mie, da. Nu-mi pune mie în seamă ceea ce... Da, neputința lor sau alte interese îi fac să mintă, doamnă. Da, deci așa mi-a zis, că fata mea a zis că erau țigani acolo. Dom'le, dă-mi și merg fără bilet, fără nimic și am abonament. Plângea la el și tot nu a înțeles. Zice, nu e, domnișoară, mă interesează pe mine. Domnul Penduc a zis că dă-mi și merg fără bilet. Da, doamnă, deci, tare aș vrea eu să veniți până la primărie, să fac o copie Xerox după amenda aia, să văd și eu cine i-a dat-o, ca să-l pot identifica pe acest da, om. Da, domnul primar, de luni încolo, fata mea o să vă caute la primărie joi, am înțeles că aveți... Doamnă, stați așa? Puțin, doamnă, nu. Să da. Meargă oricând până în ora 16 la scara D, așa, eu am să spun fetelor de acolo, să spun eu sunt cu amenda, a intervenit mama la televizor. Și ele, fetele, o să facă o copie după, după amenda respectivă, să văd și eu cine da, a dat-o, da, da. Și dă înapoi formularul cu amenda și rămâne la mine să identific persoana respectivă. E, așa o să fac, domnul Pendu, pentru că e a doua oară când îi se întâmplă și nu e corect. Vă da, mulțumim, doamna, pentru intervenția noastră, nu mai avem mult timp la dispoziție și vreau să facem, eu știu, să încheiem emisiunea. În același rând frumos a fost o emisiune mai relaxată pentru că am vorbit despre Sinfonia Lalelelor. Mai aveam ceva de adăugat, știu că da, începeți. Haideți să spun că în vederea europarlamentarilor, exact. Doritorii pot depune cereri la primăria municipiului Uitești, până luni, inclusiv ziua de luni, deci 14 aprilie, pentru a se înscrie la secțiile de votare. Deci pentru, până pe 14 mai au timp la dispoziție să vină să depună, pentru președinții birourilor da, electorale și pentru vicepreședinți. Da. Da, exact. Încheiem emisiunea, a mai face încă o dată o invitație. Dau invitație la Sinfonia Lalelor. Mi-ar face mare plăcere să veniți în număr cât mai mare, stimați piteșteni sau nepiteșteni, dar eu cred că în 20 de secunde cred că ar fi nevoie să mai spun o bucurie pentru cetățeni. Și anume, în zona Calea Câmpulungului, de astăzi trebuia să intre la lucrările de apă și canalizare pentru a le termina 3 luni de zile. Deja cu firma care a dat faliment s-a rezolvat problema, acum s-a licitat, mă rog, este altă firmă. Iar pe tarlaua 22 este la stația de gaze, vor intra de pe 14 și tot așa în timp de 3 luni de zile vor termina lucrurile de acolo. Este un lucru mare pe care l-a făcut Societatea Apă Canal 2000. Am înțeles. Vă mulțumesc, domnule primar, pentru prezența în emisiune. Să sperăm că timpul va ține cu noi. Vom avea parte de, eu știu, de o sinfonie frumoasă. Trebuie să fie așa. Da, este manifestarea noastră de suflet. Este cea mai mare manifestare de acest gen din țară. Le ține nu numai din sezon. Și credem noi că bunul Dumnezeu ne va avea paza lui să avem frumos. Vă mulțumesc și dumneavoastră, și dragi telespectatori, că ați rămas în continuare alături de noi. Să spunem și la mulți ani celor care duminică îi sărbătoresc numele. Vă oferim din partea noastră a municipalității tuturor florinilor, sinfonia noastră.
Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, le mulțumesc și telespectatorilor și aștept în continuare cu știrile locale.